M-a întrebat cineva așa, de ce faci interviu cu Tudor Chirilă? El e artist, ce treabă are cu politica sau cu justiția? Așa că simt nevoia să clarific din capul locului. Cred că Tudor Chirilă reprezintă în acest moment unul dintre modelele rare de implicare socială din lumea artiștilor. Ar avea suficiente motive să spună, nu-mi pasă, nu e treaba mea, sunt ocupat, nu mă pricep, nu se mai poate face nimic și știți voi în general toate scuzele invocate când nu vrem să ieșim. Din starea de confort și din starea de lene intelectuală, a ales să nu tacă, să nu se mulțumească cu gloria lui de muzician și de actor. Fix de aici începem, de la întrebarea: de ce? Păi, în primul rând, cred că nu e vorba de politică, ci de bun simț. Este vorba de a uh, emite în spațiu public niște opinii vis-a-vis -vis de. Uh, lucruri care din sfera politicului se duc în sfera socială și care ți afectează viața. Viața ta profesională, partea ta de antreprenoriat și până la urmă viața comună. Pentru că eu percep țara asta ca un loc în care am un spațiu intim, care e casa mea, proprietatea mea, locul meu și un spațiu comun pe care îl împart cu ceilalți locuitori ai țării ăștia și ai țării ăstea și spațiile astea comune care sunt din punctul meu de vedere care ar trebui să fie în beneficiul nostru al tuturor nu funcționează plecând de la sănătate la educație, plecând de la administrație și așa mai departe. Și atunci îți dai cu părerea. Și ăsta este unul din argumente. Eu mă preocupă țara în care trăiesc și mi se pare absolut normal. Dacă mă uit peste ocean, de la 50 Cent la, 50 Cent la Taylor Swift, pot să, să dau o listă cu 50 de artiști americani care își dau cu părerea și care sunt implicați în viața cetății. Mă vine întrebarea cealaltă. De ce crezi că aproape toți, sau să nu exagerăm, foarte mulți din lumea ta, din lumea artiștilor, actori, muzicieni preferă să tacă? Și aici trebuie să fim onești cu câteva excepții notabile. Îmi vin în minte nume mari de actori ca Victor Rebegiuc, Oana Pelea și mai sunt cu siguranță și, și alții. Dar regula e tăcere. Îmi pui o întrebare grea pentru că eu nu aș dori să vorbesc decât pentru mine și nu dintr-o solidaritate de breasă, dar mi-e greu să înțeleg ce stă în spatele tăcerii. Da, totuși ești între ei, discuți cu ei. Vorbiți. Da, sunt. N-aș putea, putea să spun că există un argument general pentru toți cei care nu se implică. Cred că argumentele sunt de ordin personal, dar cred într-un fel că ele sunt conectate și cu cei care stau în casă și nu ies la proteste, dar sunt în același timp afectați de ceea ce li se întâmplă și spun... Ai, domne, că nu ieșim la proteste, că nu se schimbă nimic. Există posibilitatea ca ei să nu aibă încredere în, în puterea vocilor lor, poate să fie o chestie, și să spună, domnule, eu îmi văd de treaba mea și să se ocupe alții de țara asta și așa mai departe. Doar că am văzut că chestia asta nu funcționează. Eu sper ca din ce în ce mai mulți artiști, până la urmă, să-și să activeze această conștiință nici măcar civică, socială, cu o conștiință normală vis-a-vis -vis de momentul în care ne aflăm, și să înceapă să aibă o părere pertinentă față de ce se întâmplă. Bun, da, întrebarea e dacă riscă ceva actorii, muzicienii care se expun politic criticând puterea, primez roluri mai puțin importante, sunt tăiați de pe lista invitaților la concerte, câștigă mai puțin bani, ce riscă? Pă. Poți, nu știu, există posibilitatea să. Nu cred că poți fi dat afară din, dintr-un teatru în momentul ăsta pentru faptul că ai o poziție, sau vreau să cred că nu se poate întâmpla chestia asta, cred că poți deveni indezirabil. Uh, și, și asta și în ce se traduce? Asta se traduce în faptul că poate nu mai cânti acolo sau nu mai cânti acolo sau nu mai ești distribuit la teatru în atât de multe spectacole încât ai, încât ai fi putut să fii uh, sau, uh, Dar astea sunt lucruri pe care nu le poți demonstra unul la mână și uh, sunt lucruri subiective pentru că întotdeauna se poate spune domne, a fost cerere mai multă pentru alții și așa mai departe E foarte greu să demonstrezi că ești... Uh, Persecutat, persecutat politic, și că dimensiunea relației tale de contractuale cu diverse forme instituționale scade. Da, ție personal, de pildă, de când ai început să devii activ pe Facebook, să fii implicat, să susții proteste, să dai mesaje politice, să critici anumiți politicieni? Ce s-a întâmplat să ai de pierdut? Nu mi dau seama, nu mi dau seama, n-am mai avut. Noi -am, Sunt două direcții. Aici aș vrea să punctez o, o, o mărșăvie care mi se pare că se vehiculează pe la anumite televiziuni, cum că se pune egal între banul public și partidul care conduce. Adică se acreditează ideea, de exemplu, că banul public este banul PSD-ului că uite-l pe Chirilă, iese în stradă, dar se duce să cânte la primăria, nu știu care, care e primărie PSD. Hai să ne înțelegem și să fie foarte clar. Banii ăștia sunt bani publici. Eu prestez un serviciu pentru comunitatea din orașul respectiv, care probabil și-a dorit de zilele orașului respectiv să cânte artistul Vama. Punct. Iarăși să pui egal între felul în care sunt administrate unele orașe și altele, ia și aici este o problemă că noi n-am mai cântat la ultimele două revelioane din București, n-aș putea să pun semnul egal ca o persecuție politică. Pentru că put nu pot să o demonstrez și nu, pot să, nu vreau să mă leg de nimic din ceea ce nu pot demonstra. Dar aș vrea foarte clar să se înțeleagă că atunci când cânte în relația cu o primărie nu sunt banii PSD-ului, sunt banii publici. Și asta este o mare greșeală care în, în, pentru omul simplu este o confuzie foarte mare. Se acreditează ideea că banii publici sunt banii partidului. Nu, partidul la putere administrează prin primării și consilii județene un ban care este al nostru, al tuturor. Asta din perspectiva publicului, dar din perspectiva lor, a celor care sunt la putere primari, sau din altceva, perspectiva lor e banul lor și asta lor. este o greșeală foarte mare, că nu înțeleg că de fapt ăla nu e banul lor. Dar, apropo, cum se obțin contractele astea cu municipalitățile, cu primăriile? Cum se stabilesc onorarile? Pentru că e un mecanism pe care noi, de pildă, nu-l prea înțelegem și îți dau un exemplu de ce ne interesează asta. A existat acum o săptămână un mare tantam în presă, după ce a apărut informația că un concert susținut de Andra la Târgu Mureș, nu contează numele, pentru care municipalitatea ar fi plătit 10.000 de euro, a stănit un mare iure. Și nu dau seama, e mult, e puțin? Să ne înțelegem. Există așa, primăriile nu negociază direct cu artiștii și, în general, nici artiștii de mainstream și artiștii mari nu negociază direct, nu există o relație directă între ei și primăria. Artistul are un manager uh -huh. și un management, el poate să fie booking, publishing și așa mai departe. Agentul lui de booking împreună cu artistul stabilește o cotă de un preț vis-a-vis -vis de diversele evenimente. Cel puțin asta se întâmplă la noi. Noi suntem con contactați de o agenție care face booking-ul uh -huh. pentru primăria orașului X. Uh -huh. Primăria orașului uh -huh. X intră, nici nu poate face altfel, intră în relația cu această agenție de booking, un SRL care SRL îi face ofertă, de fapt este o licitație, înțeleg că se, 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 se face o licitație către mai multe firme. Firma care câștigă, practic, vine, se presupune că vine cu prețurile cele mai bune. Și ca să ne întoarcem la situația și asta eu... concretă, în general vreau să aflu dacă 10.000 e mult, e puțin, e un onorariu care se practică în România? E foarte greu să, să spui chestia asta, adică de ce aș cum aș putea eu să apreciez valoarea Andrei sau asta este o chestie care se reglează cumva și de piață. Dacă există cerere și există, și există cerere la acest onorariu și ofertă, e cererea și oferta care reglează. Absolut. Apropo de uh, concerte organizate de municipalitate, ții minte scandalul târgului de sărbători din piața Victoriei? acolo din câte am văzut doar un singur artist Ovidiu Lipan Săndăric a anunțat public că va renunța anunțând explicit de ce și anume că Piața Victoriei e locul protestelor nu pentru muzică și alte diversiuni le-a numit el atunci ceilalți n-au înțeles asta sau de ce n-am avut o reacție. Da, nu știu cine erau ceilalți artiști invitați. Habar n-am Acum noi trebuie să ne mai gândim la o chestie. Uh, și protestele, uh, trebuie să înțelegem clar că România este scindată. Și poate că este scindată și la nivelul artiștilor. De ce să prezumăm noi că toți artiștii din România sunt de partea protestelor? Și atunci poate că unor artiști care nu au refuzat uh, uh, ca uh, poate că lor li se părea normal să fi cântat în piața Victoriei, într-un târg de Crăciun, ei Iarăși, sub, această, sub acest paravan al uh, Nu facem politică, este o cântare ca oricare alta, o să fie un public acolo, doresc să mă prezint în fața unui public, am să cânt. Poate că nu toți uh, artiștii din România simpatizează cu uh, construcția și cu mesajul protestelor din Piața Victoriei Este o realitate pe care trebuie să o acceptăm. Între 2000 și 2004 sunt convins că îți amintești bine perioada guvernării Năstase cu foarte puternice accente autoritariste dar parcă nu chiar așa ca astea de azi. A avut parte toată guvernarea aia, dacă îți dacă amintești, de o puternică mișcare contestatare prin muzică și subliniez asta pentru că ulterior nu s-a mai prea întâmplat. Am avut moromeții, paraziții, BUG când au scos pe piață piese cu mesaj antiguvernamental destul de clar, și tot pe la începutul anilor 2000 se lansa trupa ROC, luna amară, cu un mesaj politic asumat, motiv pentru care au avut parte de, de cenzură dură. Și mi-am bine, eram la BBC pe atunci, în 2002, când au fost scoși din grila unui festival organizat sub patronajul primului ministru. Întrebarea e acum, azi, de ce nu se mai întâmplă asta? De ce nu mai avem parte de acest fenomen în muzică contestatar la adresa unui guvern autoritar? E bună întrebarea. Uh, mai sunt uh, mai sunt uh, încercări. Nu sunt atât de notorii de anii ăia. Păi am, am, am înțeles, chiar am primit acum pe Facebook -o un link cu o trupă care a uh, făcut un fel de concert ad hoc în fața Guvernului, în uh, Piața Victoriei. A fost afea, așa un fel de happening cu un cântec de protest. Acum cântecul ăla n-a ajuns foarte uh, rostogolit. Noi avem pe discul 2012 un cântec de clar pierdută țară în care e o discuție între tatăl și copilul care pleacă din țară cumva forțat de somnul rațiunii tatălui lui care n-a făcut nimic și uite că îl trimite afară. E mai mică poate, dar nu e inexistentă. Sau la început? Și mai e o chestie. În 2000-2004, dinamica, dinamica radiourilor și mi-aduc aminte că hip-hop-ul era mai difuzat atunci și cumva se rostogoleau mai repede. Acum această, acest mesaj de protest se poate reverbera, reverbera via internet mai mult pentru că radiourile comerciale în general nu, nu îmbrățișează mesaje civice prin muzică. M-a să-ți compli puțin viața și să te întreb așa pe vremea aia aveai deja lansată vama veche, trupa era deja înființată de ambuni, dar n-ai simțit nevoia atunci, în anii aia, duri, să faci pe dizidentul muzică cum ești acum. Da, nu sunt dizidentă muzică. Nu, muzică. În. Nu, da. nu muzică. Pe, să faci pe dizidentul, nu să faci pe dizidentul, că asta e operativ. Să acționezi ca un ca o voce critică și să o Transpui și în muzică, și să-ți folosești toate instrumentele ca să te faci auzit. Da, nu știu, n-aș putea să explic schimbarea asta. Mă gândesc că niciunul dintre noi nu murim cum ne naștem și că trecem prin destule schimbări, și conștientizările noastre vis-a-vis -vis de ce se întâmplă în jurul nostru sunt mai rapide sau mai, la mai lente. Ce vreau însă să punctez este că poate că atunci ar fi trebuit să o fac mai mult decât acum, pentru că am fost direct afectat. Adică. În anul 2000, PSD-ul a, a, lansat un... psd a lansat un, o casetă care sunt cu cântece de campanie, care a fost publicată în câteva zeci de mii de, exemplare. De chestia asta se ocupară posatul Ovidiu Mușetescu, dacă mi-aduc aminte bine. Și uh, ne-am trezit cu cântecul Nu ne mai trageți pe dreapta, publicat pe această casetă a PSD-ului. Că era cu mesaj, exact. nu ne mai trageți pe dreapta, exact. noi suntem de stânga. Fără să fie, fără să fie, ni se ceară niciun fel de acord, fără să ceară acordul compozitorilor care eram noi, fără să ceară acordul casei de discuri. Și te-ai trezit care așa era propagandist media, de stânga. Media Pro Music. Uh -huh. Și mi-aduc aminte că atunci avocații uh, Media Pro Music ne-au spus să renunțăm pentru că nu avem nici o șansă. Cum adică? Așa ni s-au spus atunci. Mi-aduc aminte că a fost o discuție, bă, n-avem nicio șansă în instanță. La nivelul receptării problemelor de drepturi de autor din anii uh -huh. 2000 uh -huh. în România, nu avem nicio șansă cu chestia asta. Și ce ați făcut? Și am renunțat atunci. Dar mă gândeam, mă gândeam acum că poate ar, atunci ar fi fost, ar fi trebuit să fiu mult mai, mai vocal. Deci efectiv ni s-a explicat că de fapt ne ducem în instanță împotriva lor dacă sunt puține șanse să obținem uh, niște despăgubiri. Cântecul a fost, fiind un cântec uh -huh. de campanie, aminte, a fost pus pe foarte, foarte multe casete, aminte. adică pe suport de zeci de mii, de-aia uh -huh. se făceau și se da, distribuiau. I-a dus, dus mintea, da. Și iată că atunci n-am fost... Uh, când m-a afectat direct. Acum nu pot să spun că sunt afectat uh, direct, dar îmi dau seama că sunt afectat uh, indirect și că felul în care trăim și uh, țara pe care o pregătim pentru ai copiii noștri e afectată. Ăsta e, încerc să localizez, momentul în care ai început să conștientizez, M-am uitat pe CV-ul tău cât l-am putut consulta public și am văzut că ai fost activ în zona campaniilor sociale în toți anii ăștia, adică activismul la tine nu e ceva nou, dar noutatea stă în activismul politic sau de factură politică. Și mă întrebam când anume s-a produs acest declic, când ai început să te uiți mai atent la m guvernare, la deciziile mă mai guvernări. gândesc, Mă mai gândesc la o chestie. Cred că, uh, uh, nu, nu știu dacă este o simplă coincidență, că atunci când îți dai seama că poți să ai o voce, Uh, mai mare, uh, po uh, poate și chestia asta. momentul eu mi-am făcut contul de Facebook prin 2012. Și uh, mi-am dat seama că uh, Facebook-ul uh, devine un, uh, uh, un, uh, un loc în care poți să fii auzit și în care trebuie să ai oarecare responsabilitate care, ca persoană publică, că nu mai depinzi de ziar, de un interviu nu mai să te un ziar. unul. Este și un moment în care tu îți dai seama că mesajele tale pot ajunge la mai multă lume. Mm. Cred că am mai început și cu un moment în 2009 în 2010 în care am făcut un un uh, tur prin licee uh, uh, chirilă în licee se numea mm. și am fost în vreo 10 licee și am vorbit copiilor despre pasiune și uh, vorbindu-le despre pasiune și despre cum îți găsești plăcerea și uh, în ceea ce vei face. Mi-am dat seama că astea au, sunt în strânsă legătură cu cum cresc copiii în țara asta poate că toate chestiile astea ușor ușor m-au dus către um, a înțelege că de fapt dacă nu construim o infrastructură sau nu încercăm să avem o infrastructură nu vom destinele noastre individuale vor fi întotdeauna disparate adică noi avem succese de homeschooling toți olimpicii. Până și Simona Halep. Mi-aduc aminte că i-a spus odată premierului Tudose că nu vă datorie, nu, nu ați făcut nimic pentru, pentru mine. Dator, Simona, Halep este, Simona, Simona Halep este un exemplu extraordinar de homeschooling. România n-a făcut foarte multe lucruri pentru ea. Uh, a fost acolo un efort al părinților extrem de mare, uh -huh. care au investit probabil foarte mult ca ea să meargă să, joacă, să joace tenis, au insistat și ca ea să foarte mulți copii. Adică dacă ne gândim la condițiile pe de care vorbea Camelia Potec cum se înnoată în România și așa mai departe. Și atunci cred că în, în anii ăia mi-am dat seama că băi dacă vrem să ajungem ca Ajax Amsterdam care și ia copiii de la 5 ani și marile vedete al lui Ajax Amsterdam sunt de fapt copiii care pleacă de la 5 ani în pepiniera lor într-o chestie organizată atunci trebuie să construiești infrastructură. Asta mai presupune un pas pe care maturizarea gândirii de tip politic îl presupune, și anume uh, implicarea efectivă în politică. Și întrebarea e dacă te-ai gândit vreodată să faci pasul către un partid, să faci politică, să faci o carieră politică, să ți folosești poziția ta de influență în societate, pe lângă artist, actor, să te implici și așa. Eu nu vreau să mă implic în politică și o spun foarte clar și de ce când Ana Politovska a fost omorâtă în scara blocului și de ziua, ei. de ziua ei și toată lumea a spus că cinismul lui Putin a mers până acolo mm -hmm. în care, în, încât să o împuște de ziua, de ziua ei sau de ziua lui? De ziua lui. lui. Mm -hmm. Să-și facă un cadou de ziua lui. Așa s-a spus, mm -hmm. s-a vehiculat. Ana Politkovskaya a fost o voce singulară. Uh, într-o mare de tăcere, de presă tăcută. Și a fost o voce extraordinară care s-a reverberat până în Occident. Totuși asta n-a scutit-o la un moment dat de uh, sucombare. Ceea ce mi se pare foarte important este că tu, noi trebuie să întărim conștiința civică și forța civică. Nu cred că fiecare voce care face, adică cred că eu sunt important să taxez, uh, a, în momentul în care intri în politică, tu practic devii partizan devii partizanul unui partid care s-ar putea să nu funcționeze. Să zicem că simpatizez cu USR și admir că USR a făcut o opoziție uh, uh, foarte bună și foarte cinstită și foarte normală la felul în care s-au trecut amendamente la kilogram acum în parlament pe legile 303 și uh, 304. E, dacă eu aș intra în USR, eu n-aș mai putea să critic USR-ul pentru ev eventualele derapaje. Și cred că asta este și rolul rolul unei puternice mișcări civice și a unei conștiințe civice la nivelul cetățenilor să taxeze, adică trebuie să existe o puternică parte care să taxeze politicul. Odată ar trebui să fie presa, care pare că nu prea mai este independentă în România și jurnalismul independent este foarte puțin prezent în România și atunci avem doar jurnalism arondat politic sau diverselor interese, mogul, bla bla și așa mai departe, măcar să avem o zonă civică foarte puternică. Cred că eu sunt mai eficient în această parte decât în uh, a intra în politică. Dar de ofertat? De partide? Ai fost ofertat? Cred că mai de mult, așa, dar la mișto mai uh -huh. degrabă. Nu, nu cred că par genul care să poată să, să se regimenteze <gânt> într-o uh, mișcare de asta organizată în care Trebuie să joci cum vor ei. Din cât am observat, uh, un rol foarte important în activarea ta în zona politică au fost, evident, protestele din uh, februarie, OUG-13. Atunci ai devenit uh, extrem de implicat, ai susținut proteste, ai ieșit în stradă, le-ai cerut și altora să o facă. Crezi că protestele și-au atins obiectivul? Mai e nevoie de ele și în 2018? Păi mie mi se pare că e nevoie în 2018 mai mult, dacă ne uităm, dacă ar fi să judecăm prin ceea ce se dorea în 2017, în februarie, prin ordonanța 13, și la ce propuneri de modificare a codului penal s-a ajuns acum. Mie mi se pare că atunci era așa, un fel de primăvară față de crivățul zilelor noastre. Ce nu înțeleg este cum lumea nu înțelege că ce pregătesc acum, ce pregătește Parlamentul sau majoritatea parlamentară acum este mult mai grav decât ce se dorea în februarie prin ordonanță de guvern. Și nu încerc și eu să-mi explic de ce lumea a abandonat să încerce să înțeleagă. Cred că, de fapt, este mult prea tehnic și asta am vorbit-o cu foarte multă lume, cred că nu se explică destul de pe înțelesul tuturor, mai ales consecințele. Mai ales consecințele. La, și mai ales consecințele la nivelul nostru de, de viață care sau de viață care îi interesează pe omul mediu. Antreprenoriatul, felul în care va fi afectat venitul lui și așa mai departe. Poate că că dacă te uiți înțelege. la modificările din codul fiscal sau dacă te uiți la propunerile aberante de a fi de, a, de a, a avea dosar penal dacă în 30 de zile nu achiți una din cele 32 de taxe și impozite care fac obiectul uh -huh. acelei modificări atunci s-ar putea ca oamenii ușor-ușor să înțeleagă ce li se pregătește. Asta în contrapartidă cu relaxarea penală din coduri. Adică exact. avem o uh, înăsprire a uh, sancțiunilor pe parte fiscală, adică atunci când statul trebuie să-ți ia niște bani și cei care îi fură sunt invitați să o facă ceva mai simplu pentru că se relaxează Exact, totul. deci sună ca, sună ca o strategie așa. Bă, le dăm bugetarilor ceva care de fapt nu e 50% ci e mai, mult mai puțin dar pare că le-am dat ceva. Oamenii pe antreprenori și cei din mediul privat punem povara la greu, bai mai și controlăm printr-o amenințare din asta aberantă că dacă nu ți-ai plătit taxele la timp te bag în pușcărie. Și aici aș vrea să dau un exemplu concret ca lumea să înțeleagă de exemplu eu am făcut un disc în Anglia, da? Am invitat pe discul ăsta, am avut backing vocals trei fete din Londra, care au cântat la Londra și au, uh, uh, și au uh, uh, mi au trimis uh, uh, cântarea. Noi am făcut o plată. Acum eu trebuie să primesc de la ele un certificat fiscal, ca să văd dacă ele sunt dacă ele își plătesc impozitele acolo și eu sunt nu mai trebuie să fac nicio Plata aici, sau dacă cumva eu trebuie să plătesc să uh, impozite pentru ele, și aici, în România. Dacă eu nu primesc în 30 de zile certificatul fiscal care atestă situația lor fiscală vis-a-vis -vis de plata pe adică care le-am făcut eu, penal, eu sunt sancționat penal pentru că am întârziat plata. Nu neapărat din, uh, nu neapărat din mm -hmm. vina mea. Și vorbim de 32 și de taxe și impozite. Adică, dacă vrei să îți mărește uh, uh, cumva uh, felul în care tu colectezi, ok, crește penalitățile la anumite taxe și impozite câte vrei tu. Pune pe noi penalități foarte mari dacă dorești chestia asta, dar nu veni cu niște uh, cu, cu o chestie care sună a control, de fapt. Hai să-i controlăm și să-i uh, să putem amenința cu uh, o condamnare, fie și cu suspendare, dar un cazier murdar. Revenind la proteste, poate că publicul a obosit. E totuși un an de când lună de lună, cel puțin, oamenii au ieșit în stradă și nu s-a întâmplat mare lucru. Au mers înainte. Majoritatea PSD-ALDE, cu sprijinul DMR, s-a dus înainte, ignorând proteste, sfidând public, cetățeni și așa mai departe. Poate și asta i-a descurajat să mai continue. E posibil, dar pe de altă parte, cunosc foarte multă lume și mă întâlnesc cu foarte multă lume care este foarte indignată de chestia asta. Este foarte indignată de faptul că par surzi la orice fel de, de, de dorință a celor care ies în stradă de a înțelege de ce fac asta, de ce nu există un dialog, de ce nu există o dezbatere. Că, pentru numele lui Dumnezeu, vorbim de legile justiției. Unul din. Argumentele pe care le-am auzit, chiar unu, o prietenă de-a mea a scris uh, senat, unuia dintre senatorii uh, de care, din colegiul ei, ca să zic așa, uh, și uh, i s-a răspuns: Păi așa a făcut și Macovei. Păi hai să presupunem că Macovei a făcut ca ei, să zicem, într-o noapte. Tu vii și faci la fel de rău. Sau, de fapt, dacă vrei să faci bine. Adică, ăsta este argumentul: dacă ei au făcut într-o noapte, hai să facem și noi într-o noapte, mi se pare incredibil de pueril. Mai ales că vorbim de un moment de, în care, după 30 de ani în România, ies magistrați în stradă, în număr foarte mare, ceva fără precedent. Și vine domnul Iordache și ne spune. Domne, nu înțeleg, domne, nu înțeleg. Adică oamenii chiar nu citesc legile astea. Păi eu ca cetățean, dacă magistratul e nemulțumit de ele și dacă a ieșit în stradă și a spus că el nu mai are instrumente ca să judece, că e deposedat de instrumente, că este deposedat de tot, eu ce să înțeleg? Adică să mă apuc eu să citesc mai mult legile astea? O fac, dar pe cât pot eu cu pregătirea mea zero. Mai mult decât magistrații? Adică sunt argumente evidente și ei le uh, pur și simplu le ignoră. Nu terminăm într-o notă optimistă totuși. Publicul cred că nu e chiar așa inert, cum îl vedem noi uneori, și avem tendința să-l judecăm foarte aspru, când zicem că vrea să consume și atât, că nu l-interesează altceva. Poate Tudor Chirilă, poate s-a produs un proces un uh, 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 s-a produs mai lent un proces de trezire, de educare, dacă vrei, s-au atins niște limite ale suportabilității ceva mai încet, chiar și într-o țară plină de resemnați ca România. Și că protestele vor reporni după revenirea din vacanță. Eu nu pot decât să sper că ei nu vor merge mai departe fără să-și reanalizeze tot ce au făcut până acum. Adică, mi se pare o datorie a lor de politicieni care sunt puși acolo, conform Constituției, în slujba poporului. Și sper ca lumea să fie atentă până la urmă, pentru că exemplul din februarie anul trecut a fost un exemplu în care s-a obținut o chestie. E adevărat, ei s-au regrupat, dar pe momentul ăla, mi se pare că este una să regiferezi cu 10.000 de oameni în stradă și una ai să legiferezi sau să încerci să legiferezi cu 700.000 de, de oameni în stradă. Tu personal ce crezi? Care e convingerea ta? Cum se va termina povestea asta cu legile justiției? Vor renunța sau vor merge până la capăt? Oamenii îi vor lăsa sau vor ieși în număr atât de mare pe stradă încât îi va determina să facă pasul înapoi? În eu cred că disperarea de a salva foarte mulți penali și de a păstra conducerea partidului, și așa mai departe, îi va împinge să meargă până la capăt. Și publicul? Asta este o întrebare la care o să răspundem în ianuarie, la sfârșit. Mulțumesc tare mult!